Am auzit la radio de ordonanța 13, abia se adoptase noaptea ca hoții. Și după 12-13 ore de muncă, mă duceam acasă, mă schimbam, mă îmbrăcam în hainele de schi și mă duceam în Piața Victoriei. Mi se părea singurul mod prin care eu, la momentul respectiv, puteam să arăt că nu sunt de acord cu ce se întâmpla. Să spun că nu se poate așa, că nu merge așa. De asta am intrat în politică. Justiția este foarte importantă pentru că atunci când vorbim despre justiție, vorbim inclusiv despre un proces legislativ corect, despre legi care să fie ușor de înțeles, care să nu atragă un dubiu la interpretare și pe care orice cetățean care n-a mers la facultate să le poată aplica fără o prea mare dificultate, că legea nu e făcută pentru savanți. Legea trebuie să fie știută, cunoscută de către toți cetățenii și să fie ușor de înțeles. Dar pentru asta ai nevoie de specialiști în Parlament. Mi-aduc aminte că după protestele din 10 august 2018, foarte mulți cetățeni mi-au povestit ce au trăit atunci și am încercat să-i ajut. Am făcut o postare pe Facebook și am lansat un apel. Cine dorește să se îndrepte împotriva celor responsabili pentru ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, să mă contacteze. Dacă atunci ca avocat am putut să-i ajut pe oameni, îmi doresc cu atât mai mult să fac lucrul acesta ca deputat în Parlamentul Român. Oamenii aleg între dezvoltare sau sărăcie, între Sibiu și Teleorman. Oamenii aleg între politicieni precum Liviu Dragnea sau Ludovic Orban. Oamenii aleg între cinste și grup organizat care protejează interesele unor mafioți. E mult mai ușor să stai deoparte, să te uiți cum economiile cad una câte una, să te uiți cum mor oameni în întreaga lume și să arăți cu degetul. Eu asigur pe oameni că nu suntem toți la fel. E mult mai greu să muncești în fiecare zi câte 14-16 ore, să rescrii legi, să gândești mecanisme de ajutor de stat, să te gândești cum să ții economia deschisă când toate ușile se închid. E mult mai greu să faci lucrul ăsta. În politică există oameni serioși, cinstiți și care țin la principii și la valori. Eu chiar cred lucrul ăsta și știu lucrul ăsta. Știu că în Partidul Național Liberal există oameni principiali.